Hei, bine ați venit la una scurtă! Ați văzut? Pentru că ați țipat la voi, ați aplaudat. Oh, Doamne! Prima premisă. Ce să nu spui când te cerți cu un preot? Tu știi cine-i tata? 1-0. Am zis eu pup poala, popi. Poala! Dar și Logan nu-i mașină bună. Ana, fura asta nici măcar n-are parmejan. Poate vrei să te fac sărbătoare cu cruce roșie. Dacă-ți fut una, îți fac chip cioplit. Oh, bravo, Șerban! Șerban lovește în minutul 3! Deci, nu e că ai zis Amin, e tonul pe care ai spus Amin. Asta mă băi. Nesuferitule! Asta e nigerianu? Replici de agățat într-un magazin de tip orice produs la 10 lei. Știam eu că ești ieftină. Asta e tot de 10. Nu vreau să mă laud, dar după ce cumpăr ibicul ăsta, mai rămân bani și de un suc. Trebuie să avem o relație, că vă găsplac lucrurile care se strică repede. Excelent! Scuze când te vede cineva că urinezi în public. Hai, care-i puțin? A, nu, că-l pun înapoi după. Dom'le, eu doar mi-am scos pula la plimbare, nu știam că vrea la pipi. Dar să ziceți mersi cu seceta asta. A, nu, că tocmai ce am intrat în misa și mi-a dat temă pentru acasă, cum ai zis. Aoleu, scuze, scuze. Ce să fac, doamnă, îți dau cap la oameni? Am fost la un părtășanie mai devreme și mi-a dat lejereanul. Sfaturi de viață de la un ortoped. Bagă-ți picioarele. Mergi, nu mergi, picioarele se rupe. Cine sapă grapa altuia are probleme lombare. Un pas mare pentru omenire, un pas mic pentru tine. Bă, nu ți se fac când se pune poleiul. Nu rupe viața, ce rupe jandarmeria. Ia să auzim din public sfaturi de viață de la și dați voi o meserie. Un bețiv. De la un bețiv. Sfaturi de viață. Hai să vedem sfaturi de viață de la un bețiv. Pe șa, pe tine și de pe mine. Orice, dar nu lejeream. Ce să nu spui când te întreabă meșterul cine v-a lucrat aici? Eu, am căutat pe YouTube cum se face. Dușmanii m-a lucrat aici. Te rog, eu mai ridică-ți pantalonii la spate, te rog frumos. Hai să lăsăm trecutul în urmă. Întrebarea este cine îmi va fi lucrat aici. Hai, domn doctor, astea sunt întrebări de proctolog. Replici de agățat într-un roller coaster. Vomiți des pe aici? Te scol la un restaurant, că deja știu ce-ți place să mănânci. Auzi, cu flutără, n-am chiloți. Îmi place cum dai ochii peste cap. Dacă țipi așa și în pula medie... Maestre! Îți bag două degete acum sau aștept să leșin? Uite pula!
Hai să vedem alte replici de agățat și dați voi încă un loc sau o situație. Hai să vedem, replici de agățat la bibliotecă. Ce? Excelent! Uite cum dau pagine. Dacă vrei, ți-o dau prefață. Ion? Ion, cum mă fot? Ce poți să spui când înveți să călărești, dar nu și în timpul sexului? Bro, fetița! E normal să miroase așa? De cu picioarele, o să vezi ce clăcănat o să merg după. Îți place să o iei așa? I-am pus șaua pe ea. Da. Sigur funcționează asta și în timpul sexului. Sigur. Hai, fata lui tata. O, ești armânsar! Nu-mi dau seama dacă ești grasă sau ești afăta. Sau ție afăta. Băi, eu calc cu vergeturi până acum n-am mai văzut. Titluri respinse pentru autobiografia lui Nicușor Dan. Viața e un duș rece. Bun, bun. Apa caldă, un concept. 30 de ani într-un corp de om. Cum să vorbești să pară că ai suflet? Hai că am făcut și lucruri bune, nu fi rea. Jocuri de cuvinte, jocuri de cuvinte. Autobiografie. De la primat la primar. Replici de agățat la taxe și impozite. La cât termin jocul de solitar? Mă las să-ți văd ghișeul. Așa o fată frumoasă ca tine și încăcat cu banii. Impozitul e pe metru pătrat, că eu am doar un metru liniar. La mulți ani! Bravo! Mă mai arăs de parcă nu lași mie apartamentul ăla. Mă împinge din spate, doamne, să știți, mă împinge din spate. Cele mai proaste scuze că mănânci de pe jos. Ce? E regula de 5 luni. Ia. Yeah. Sunt chinez. Trebuie să fii prost să mănânci de pe jos. Te apreci și iei sus. Sunt japonez. Păcat, pentru australieni, eu mănânc de sus acum. Ia. Yeah. Sunt indian. Indian! Ah! Eram aproape. Reclame respinse la scutece pentru adulți. Fundulețul adultului tău rămâne umed peste mine. Fațe, tata, caca, dandana. Nu mai poți purta pantalon de in. Te caci pe tine ca vaca? Ți-e frică să strănuți în biserică? Hei! Ai avut vreodată momente în viață în care un simplu absorbant n-a fost de ajuns? E-mailurile ies cu attachment. Hei! Ai momente în viață în care vrei să te simți din nou copil? Te-ai săturat să aluneci aiurea prin casă? Te-ai săturat să pierzi locul la Sfânta Parascheva? Mersul la piscină numai aici a fost? Ești cel mai nepopular om din saună? Ia să vede din public, reclame respinse la și dați voi un produs. Sau un serviciu? Afrodiziace.
Reclame respinse la afrodisiaci. Hei, ai avut vreodată momente în viață în care ai vrut să te simți din nou copil? Nu se dărește nici în gura lui Frâncu? Ăsta pula în chiloți ca Gojira la podcast? Adică tare și mare? Adică... Ce nu vrei să auzi în timpul decolării? Cum adică eu trebuia să fac plinul? Nu mai puneți centura. Nouă, opt, șapte, șase, cinci, șase, șapte, opt. Bă, ce coflendere, hai să zic o poveste. Eram la un moment dat eu cu prietenii mei. Astăzi mă întâlnesc cu 72 de virgine, măcar. Că ți-ai școala ta, Doamne! Doamnelor și domnilor, avem o întârziere de aproximativ 30 de minute. Suntem doi piloți, a trebuit să mergem la baie și noi ne-am dat seama că ușa de la carlingă se închide automat. Ia să vedem din public, ce nu vrei să auzi și dați voi o situație. Mergi la curve! Când mergi la curve! Pepeni! Pepeni, Doamne ajută! Ia uite mă, Efimiu! Efimiu! Mami? Ne pare rău, dar ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela. Spală-te la pulă, bă! Vaccinat? Păi tu te ce sucă dă-i șeful? Mă, băiatule, dar nu mai bine să găsești o fată. Vede că sun eu pe nevastă ta. Azi avem inventar. Facem Z-ul la 12. Să știi că îți urmăresc podcast-urile tot. Cele mai proaste scuze să nu-ți lași copilul să meargă la un festival. Măi, mamă, dar avem noi bani de droguri. Crezi că-s făcut din droguri? Tu mai întâi să scap de vergeturi și apoi la festival. Unde vrei? La festival? Să bărești pe la cale. Nu mai bine iei tu pastire de la Măta Mare? Sfaturi de viață de la un dresor de urși. Când vrea să dea cu laba, ia-i-o tu înainte. Și trebuie să zici așa, Gojira, hai încoace! Important e să-i dai mâna. Vrei să auzi de la șoferul de taxi atunci când te urci în mașină? La mine sau la tine? Unde mergeți cu fața aia? Câte kilograme ai? Auzi, se pare că maioul ăsta mă face transpirat? Să știi că mereu mă retrag la timp. Verdele-i pentru începători. Haideți, domnul Gojira, dați-vă jos, consumă dublu acum. Mai stați un minut afară, că am dat una umedă și candește aici, da. Bine, e și o chestiune de aspect religios aici. Excelent! Ce poți spune despre trotinete, dar și despre iubita ta? Am văzut și doi deodată pe ea. Mă dau un pic cu ea și pe urmă o las undeva în drum. Urcă încălțat, nu-i problemă. Bine, bă, ți-o împrumut, dar sâmbătă o aduci înapoi. Nu vreau să zic mai multe, dar dă în gropi. Mai mult, asta a fost rândită pe jos, tati.
I-a stricat țiganii frânele. Oh, câtă vreme ai bani pe card, merge unde vrei tu. După aia când... Crezi că e a ta, dar e a lui toți. Dacă nu bagi bani, țipă. După ce termin cu ea, îi fac o poză. Ce nu vrei să auzi de la antrenorul personal? Eu înțeleg că încerci să fii o versiune mai bună a ta, dar la sală nu sunt aparate ca să te iubească tactul. Domnul Frânculescu, până dai jos burta, vă zic că pula face bine, mersi. O, domnul Gojira, trebuie să vă taxez pentru grup. O, domnul Buhnici. O, doamna Buhnici. Vrei să slăbești, dar nu mai ai chef să tragi, că-mi voi să te spui pe limba ta. Nu. Continuați versul ochii văd inima cere. Ochii văd inima cere, dar e minoră, nu prea mere. Ochii văd inima cere, nu mai beți iaurt cu bere. Ochii văd inima cere, dar asta facem adultere. Ochii văd inima cere, un bărbat sau o muiere, n-am pretenție. Ochii văd inima cere, asta fute, nu ți-aș spus. Hai să mai continuăm un vers, dați un vers din public. Ia să vedem, un vers, să-l continue, băieții. S-a rupt lanțul de iubire. S-a rupt lanțul de iubire, băi, și prost. S-a rupt lanțul de iubire, am dat mâie în mănăstire. True story, bro. Părintele Cleopa, așa cum îl ține minte. S-a rupt lanțul de iubire, trotineta e 4 lei la pornire. S-a rupt lanțul de iubire, cam 100 de chile. S-a rupt lanțul de iubire, cum prind eu vaca acum? Cred că un vers, hai că-s mișto asta. Ia. Îmi plac mie, nu. Ce? Ce? Inima mea bate? Inima mea bate, bate pentru tine și două minute tot mă ține. Inima mea bate, bate pentru tine, bate și căriciu, trebuie să te pui pe vine. Inima mea bate, bate pentru tine, ori am tras cox, ori am luat alcaline. Replici de agățat, bombardier. Ce vorbești, mă? Zi-mi tricou că vreau să țip și eu pe tine. Excelent. E, zice bombardier că îți place doar bombele sexy sau te mulțumesc și cu petarde? Și prima dată în prințeț? Ție zice bombardier că bubui de prost? Cum să nu refuzi un client la metrou? Marș în pula mea și ia-ți un job ca lumea. Radă-mi morții tăi unde se pliază. Scuze, eu sunt într-o relație serioasă cu alt client. Cel mai proastă scuze să eviți un concediu cu socrii. Nu vreți voi mai bine să muriți acasă? Aș veni cu mare drag, dar trebuie să-mi fac update la Android. Ia, dacă se mai... Cele mai proaste scuze că ai uitat ziua de naștere a prietenei tale. Am unu scuze, Andreea. Andrada. Adnana. Andreea. Știam eu că mai e ceva azi în afară de ziua internațională a culesului de smochine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.
lasă, stai că tu ai uitat, a uitat de voi când aveai 9 ani și acum te super pe mine că... Alt exemplu, cele mai proaste scuze când? Ți-ai dat drumul prea repede. Când ți-ai dat drumul prea repede. Primul! Ascultă, mă gândeam că trebuie să înceapă una scurtă și... Zici că dacă avem 5 minute să-ți dau 3 numere. E secolul 21, secolul vitezei, nu trebuie să stai pe loc. Nu tată, n-ai te miști, te miști! Ai făcut, ai plecat! N-ai timp, n-ai... Un număr în minute, e un număr impulsuri. Te-ai dus, ai făcut, ai plecat, nu stai! Nu te-am futut, te-am tocat! Cele mai proaste scuze când? Hai să vedem. Alt exemplu. N-ai venit la nunta ta. Când n-ai venit la nunta... N-ai venit la nunta ta. Cele mai proaste scuze când n-ai mai venit la nunta ta. E funny, e funny. Nu ți-am zis că dacă luăm pe fotograful ăla nu vin? N-am primit invitație. Ia, mergem mai departe. Ce gândește Gojira acum? Ce bine stă lui tetelul în colanți. O să iei, mă, cartof mediu. Totuși, dacă aș lua colanții de la tetelu și aș pune pe frânculesc... Mamă, deci dacă nici cu una scurtă nu fut, să mă... Oare am chiloți invers? Da. Invers față de ce? Dar mai fac o emisiune, aproximativ glume. Cred că trebuia să întreb ce e una scurtă, că mă nu sunt doar de titlu. Totuși, dacă e aproximativ glume, ar trebui să o facă Popescu. De situația asta este fix ca filmul ăla, scurmetrajul ăla taiwanez, regizat de un băiat din Portugalia, care măsa prin 1970 a jucat într-o reclamă la parfumuri, dacă mi-aduc bine aminte. Este fix genul ăla de film. A pus măjine la masa 3. Mamă, știam eu că pentru filmarea asta trebuia să-mi iau tocuri. Bă, ce incomod de stocurile astea. Sper să nu mă pună lângă Sorin. Întrebări pe care să nu le pui niciodată într-un podcast. Și din muzica populară, la cine ați da? Cornelia Lupu Rednic. Am o întrebare, poți să pun. Dar de unde vă vin ideile? Să trăiești din stand-up. Mergem mai departe. Cum să nu ceri o shawarma? Salut, vreau și eu o shawarma, te rog frumos. Scuze, dragul meu, vreau și un rulou de la de patiserie cu carne de pasăre, dacă se poate, mulțumesc. Are enterocolită ca anterucul de toate, dar asta nu voiam. Un shawarma. Așa, și acum rulează așa ca pe țigări cu limba, să țină bine. Vreau și eu, vă rog, o shawarma fără carne, sau cum îi zic eu, veganorma. Maioneza? Dă-mi eu direct pe față. Dați-mi și mie un prunc de la niezle. Maioneza, e sos de maio? Ia, ce să nu spui când îl cunoști pe prietenul fiicei tale? Arăți mai bine în poze. Raluca, ăsta-i cel. Sper că ai pula mică.
O, domnul Buhnici! Nu știa că vă plac grasele. Vezi că dacă seamănă cu ăsta, asta se fute și în cur. Ce femeile cu care umblu eu. Păi ascultă la mine, fugi. Ce să nu spui când ești cu prietena ta la răsărit în vamă? Ai văzut la ce trebuie cazare? Uite ce frumos e. Dacă ți-i greață, îți bag eu degetul pe gât. Mă duc să-mi iau țigări. Vrei ceva de la bulgari? Dacă termină la depișat și vedem și noi soarele. Uite, bă, ce romantic să-mi dau fula. Cum să nu refuzi o cerere în căsătorie? Repede, oglindă, cred că am față de prost. Deci o să evaluăm și ceilalți candidați și vă sunăm noi peste câteva zile. Păi, fată, eu până acum ți-am vorbit frumos, da? Te-am respectat. Te-am dus la mici. Te-am dus la răsărit în vama veche. Te-am ferit de mirică. Excelent, excelent. Ia să vedem. Sfaturi de viață de la un președinte de scară. Nimeni nu știe ce e ăla, dar e bine să ai tot timpul fond de rulment. Șatul de la parter. Nu e niciodată ăla de la parter. Yeah, that deep. Bă, înțelepciune. Când îți plouă un beci, seamă specialiștii. Replici de agățat un domnitor. Cum agăți un domnitor? Ia să vedem. Măria ta a început amisescula. Deci, măria ta, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Măria ta, te fac un iobag? Ei, Dimitre, cam te mir că mă văzi. Ei, mavrocordat, vrei să ne mavrocordim? Și asta a fost una scurtă! Oh, mai avem, mai are Cristi Popescu, zi-o pe aplauze! Unde ești tu, Țepeș, Doamne, că vreau să te fut! Oh, încă o dată aplauze pentru Sorin Pârcălab! Măria ta, să-l chem pe Pârcălab să fac cu Pârcălabă? Oh, încă o dată! Aplauze pentru Sergiu Mirică, Cristi Popescu, Sorin Pârcălab, Dan Frânculescu, Sergiu Floroaia și Gojira! Asta a fost una scurtă, mulțumim frumos!